Tradițiile și obiceiurile de nuntă se respectă cu sfințenie și se transmit de la o generație la alta în comuna Cireșu. Doi tineri și-au unit destinele sub patronajul datinilor, iar nunta a fost una tradițională românească, fără abateri de la obiceiurile oltenești. Nunta, unul dintre cele mai importante evenimente ce marchează iubirea sinceră și pură, este cu atât mai frumoasă și plină de însemnătate când este dominată de tradiții și obiceiuri românești, despre care se spune de altfel că sunt cele mai frumoase. În dimineața anunții, mireasa se duce laudat cu domnișoara de onoare și cu băiatul cu bradul plus prieteni. Aceasta înseamnă că mireasa află căul cu bradul și alaiul miresei merg la cea de-a treia fântână dinspre răsărit, numărată de la casa miresei, însoțiți, desigur, de lăutari. Flăcăul cu bradul are misiunea de a scoate apă din fântână de trei ori și de fiecare dată, împreună cu mireasa, cei doi stropesc udă mulțimea cu un mănunc de busuioc înmuiat în apa din găleată, în formă de cruce. De asemenea, în găleată trebuie pus și fusul din care s-a folosit firul împletit de ață roșie, albă și albastră. La final, mireasa răstoarnă cu vârful pantofului găleata cu apă. Acest obicei se spune că ar simboliza recolte bogate. Pe lângă acest moment specific și important, se mai numără și alte tradiții, cum ar fi îmbrăcatul, gătitul miresei, bărbieritul mirelui, despodobirea miresei și multe altele. Obiceiurile de nuntă din Oltenia au farmecul lor aparte. Deși o parte dintre locuitorii din orașele provinciei au început să nu mai respecte integral toate etapele acestui moment unic în viață, superstițiile legate de nuntă încă reușesc să dăinuie. În mediul rural, datinile de nuntă sunt respectate cu sfințenie. Aceasta și datorită bătrânilor care nici nu concep ca un asemenea eveniment să nu urmeze canoanele vechi de sute de ani.